Hei, ce părere v-ați făcut despre discuția lui Sebaitin și Damaris? Sincer, și eu am luat-o ca un pretext al lui Damaris, nu am înțeles nimic din ce a vrut ea să spună. Adică se repetea în continuu că nu contează religia, dar de fapt nu-i plăcea ceva la Sebaitin, dar nu am înțeles, sincer, chiar nu am înțeles nimic din această discuție. Vreau să cred că este doar ceva ce ea s-a gândit că ar putea să pună toate reflectoarele pe relația lor și să-i pună în prim plan și că nu este ceva real sau nu știu, chiar nu știu ce să spun, nu înțeleg tristețea de dinainte și din timpul materialului. Până la urmă, erau niște lucruri foarte clare. De data asta, doamna Simona chiar a avut dreptate, adică, serios, unde e problema? Știai asta, știai aia, de ce ne cramponăm mai mult? Nu vrea să întrerupă cunoașterea asta, e clar, dar vrea să pună toate reflectoarele pe ei, gen să fie în prim plan și, vai ce nenorocire, religia, nu știu ce. Nu știu ce să zic. Asta e părerea mea care mi-am făcut-o astăzi. Poate o să mi-o schimb pe parcurs. Să lăsați și noastră în comentarii cum vi s-a părut și ce părere aveți.